Sărbătorim împreună Ziua Independenței Republicii Moldova. Municipiul Orhei invită în ospeție cetățenii din întreaga țară pe 27 august pentru a sărbători Ziua Independenței Republicii Moldova. Programul evenimentelor va începe la ora 10:00 cu o paradă solemnă și depuneri de flori în piața centrală a orașului, după care vor începe evenimentele festive de amploare. Pe 27 august, pe parcursul întregii zile, va avea loc un program spectaculos și plin de evenimente. Concerte cu artiști populari, târguri meșteșugărești, bucătărie moldovenească cu bunătăți delicioase și o mega tombolă din partea lui Ilan Șor. Totul este absolut gratuit! De la ora 11:00 își va deschide larg porțile Parcul de Distracții și Agrement Orheiland, unde sunt așteptați toți copiii, alături de părinții și bunicii lor. Veniți la sărbători împreună cu copiii dumneavoastră. Pentru ei sunt pregătite spectacole de divertisment, cursuri de măestrie și cadouri dulci. Organizatorii dau asigurări că spectacole de neuitat ale artiștilor locali, inclusiv Doinița German și Molda Vlasca, vor crea o atmosferă de bucurie și entuziasm, iar pentru adevărații gurmanzi au fost pregătite bunătăți tradiționale ce vor fi oferite gratuit. La ora 5 seara va începe un mare concert festiv cu participarea mai multor vedete, printre care Laurențiu Popescu, Sergiu Țurcan, Ricu Vodă, Carolina Prepeliță și Mariana Șura. În plus, o mega surpriză i-a așteaptă pe toți spectatorii. Așa cum promit organizatorii, această seară se anunță a fi de neuitat. Sărbătoarea se va încheia cu un grandios foc de artificii. Festivități grandioase vor fi organizate la Bălți și Congaz. Pe parcursul întregii zile și pentru aceste localități a fost pregătit un program spectaculos și plin de evenimente. Concerte cu artiști populari, târguri meșteșugărești, bucătărie moldovenească cu bunătăți delicioase și o mega tombolă din partea lui Ilan Șor. Totul este absolut gratuit, menționează organizatorii, care adaugă că și acolo vor fi pregătite spectacole de divertisment, concursuri de măiestrie și cadouri dulci. Punctul culminant al serii va fi focul de artificii.